Direcția Județeană de Sport și Tineret Argeș a prezentat analiza realizării obiectivelor și indicatorilor în activitatea de promovare a sportului de performanță și a sportului pentru toți, conducerea instituției fiind mulțumită de cum a decurs anul sportiv 2010. Avem rezultate la nivel de campionat mondial, loc 2-3, rezultate la Olimpiada, de anul trecut, dar problema este că la nivel de selecție, la nivel de juniorat, acolo ar trebui să se insiste pe acest aspect. Avem echipe de junior, la echipa de handbal de junior, care este campioana națională până la urmă, ar trebui susținută pentru a putea să meargă mai departe pe seniorat. Din punct de vedere al bazei materiale sportive pe care o administrează Direcția de Sport, în 2010 s-au reușit și câteva investiții. Aici bifez ca acțiuni realizate lucrările de la Sala Sporturilor Pitești, iar pe celelalte două programe, în special pe partea de sportul pentru toți, am derulat numeroase acțiuni în parteneriat cu alte instituții publice pe dezvoltarea sportului de masă în județ și în Pitești. Prezent la bilanț, primarul Piteștiului a anunțat finalizarea lucrărilor la pista de atletism. Dar sigur, iunie-iulie va fi gata pista de atletism. După cunoștințele mele și pasiunile pe care le-am primit, va fi una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună din stat. Și aici este de datoria dumneavoastră, a faptelor local, dar mai ales județeni și național, este domnul director aici și îi lansez provocarea de a duce competiții de nivel național și internațional la Pitești. La capitolul realizări, Direcția de Sport Argeș a menționat și sprijinul acordat asociațiilor județene sportive.